Interviu cu actorii din Secrete de Familie partea 2 A. Cât de bine realizați acest lucru? Nardeniz, uneori trebuie să porți o mască pentru a-ți proteja propria lume în timp ce trăiești în societate. Dar din copilărie nu am fost atrasă de nimic care nu este sincer, nu-mi place, canurgancolu, prefer să-mi dau jos masca în fața sincerității. Pentru că starea ta de mascată este fragilă și nu este ceva ce poate fi deschis în fața tuturor. Nardeniz, îmi plac foarte mult oamenii clar și onești așa cum sunt cu adevărat. De aceea încerc să rămân reală și să fiu cu oameni care rămân reali. Un alt serial al vostru este Love 101. Ce ne așteaptă în noul său sezon? Ca în Urgancolu, Love 101 va avea un sezon în care lucrurile scapă de sub control și rezonanța este din ce în ce mai mare. Nardeniz, acesta este un sezon al rupturilor. În comparație cu primul sezon, mai multe personaje se lovesc de propriile adevăruri și experimentează multe rupturi. În noul vostru serial, personaje diferite se atrag reciproc. Este iubirea, atracția contrariilor, ca un Energiile puternice se nasc din contrarii. Coliziunile sunt lucruri foarte valoroase. Dar desigur, este necesar să ne întrebăm cât de valoroasă este dragostea care nu este trainică. Pentru că după un anumit punct devine important să fim compatibili. La urma urmei Electronul și protonul sunt opuse, dar sunt de acord să rămână într-un atom, cum crezi că ar trebui trăită dragostea, canurgancolu, cei care știu răspunsul, ar trebui să scrie o carte, nardeniz, pasional. Pasiunea dintre doi oameni este foarte importantă pentru mine. Când mă îndrăgostesc, totul în lume dispare și rămâne doar energia dintre noi doi. În ce perioadă din viață vă aflați, Pnar Deniz, o perioadă extenuantă, dar fericită? Multe proiecte au coincis cu aceeași perioadă. Sunt într-o cursă contra cronometru, dar sunt norocoasă și fericită să lucrez la filmele Așcnâchia Feti și în San Larchi la o campanie publicitară și la serialul Secrete de Familie, Canurgan Colu. Acesta este cel mai aglomerat an al meu. Am jucat în două filme și înainte de asta am jucat în filmul Senia Shamana Bac cu Aslenver mai am serialul Love 101 și o campanie publicitară. Sunt într-o perioadă intensă, plăcută, foarte ritmică, încercând să țin pasul și gândindu-mă că dacă merge bine. Răsplata va fi abundentă într-unul din interviurile tale, Can, ai spus, văd viața ca pe o spirală de caiet sau ca pe un cablu telefonic. Nu prea am înțeles, Can în Urgancolu, dacă urmezi acel cordon în spirală, nu vei rămâne niciodată în același loc întotdeauna continui să avansezi. Când te uiți, te întorci la aceiași poli, dar nu experimentezi același lucru, învățarea se extinde și se extinde și în sfârșit vezi că te afli într-un loc complet diferit, Pnar Deniz, ceea ce a spus can mi a amintit de documentarul Sansara. Acolo se explică faptul că totul este un ciclu. Cred că viața este un ciclu de naștere, viață și moarte. Sunt într-o călătorie cu sosiri și plecări. Opriri, gropi și scări. Și îmi doresc ca viața mea să fie mereu plină și să fiu mereu transformată. În încep ziua întrebând, care va fi miracolul zilei de azi? Când merg pe stradă, mă uit la un copac ca și cum ar fi prima dată, iar când îmi dau seama că mă învață ceva, încep să plâng cum așa. Mergând pe drum te uiți la un copac și plângi, pnardeniz. O, oh, dacă ai ști la câte plâng ciudat, nu-i așa, pnardeniz. Nu, emoțiile mele sunt foarte puternice. De exemplu, în timp ce se poate să nu simt nimic când văd o moarte, mă pot simți foarte tristă când o pisică este într-o situație proastă. Deci, care este cel mai important lucru pe care l-ați învățat în viață, Pnardeniz, nimic nu este ceea ce pare și ești mereu într-o stare de schimbare. Indiferent ce se întâmplă cu mine, mă transformă și cred că trebuie să accept persoana care devin, ca Nurgan tot ceea ce spunem este despre noi înșine, serialul vostru abordează, de asemenea, probleme precum justiția și corectitudinea. Cât de corecți credeți că reușim să fim, ca Nurgan la fel de mult ca și conștiința noastră? Fiecare ființă vie poate fi la fel de corectă ca și conștiința sa, iar pentru că umanitatea este deficitară în a fi corectă, avem credință în dreptatea divină. Cred că avem nevoie de convingeri corecte.